Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Deci am ales versetul acesta pentru această seară, pentru că este unul din versetele preferate a familiei care a acceptat invitația și a venit să fie împreună cu noi, Ela și Gabi. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos că v-ați făcut timp, că nu e ușor să-ți faci timp, să veniți să fim împreună la această emisiune. Și ca să nu o lungesc eu mult, că oamenilor nu le place să vorbesc eu, ci așteaptă să vorbiți voi, spuneți două, trei cuvinte despre voi în situația actuală. Unde sunteți la momentul acesta? Încep tu? Încep. Da, suntem în Orăștie. Suntem în Orăștie de 18 ani. Deoarece majoratul? Majoratul anul acesta, da. Ne-am mutat în Orăștie din Hațeg. L-am urmat pe soț ca să-l slujim pe Domnul. Normal, cu prin credință mai mult. Prin credință, am înțeles, da. Păi da. Prin credință au ajuns alții da. Să facă lucruri mari, așa citim noi despre ei. Da, da, suntem în Orăștie, slujim acolo de 18 ani, avem 3 copii, Măricei. Și ce înseamnă asta, Măricei? Băiatul cel mai mare, David, 15 ani, mijlocia, Rut, 11 și cea mică, 5 ani. Un fel de a zice casa plină. Da. Casa plină. Bun, frumos. Ce ai adăuga? Nu prea ai voie să adaugi, dar totuși. A scoate, dacă aș putea. De la copii nu pot scoate. Da. A scoate să dau timpul înapoi, că au fost ani frumoși, ani binecuvântați la Orăștie și am reluat același traseu, același drum. Dar a fost... ani foarte frumoși, binecuvântați de Domnul și, într-adevăr, definiția prin credință și am credințat soarta în mâna Domnului pentru noi a însemnat totul. Chiar dacă la început n-au fost resurse așa multe, chiar dacă la început n-am știut la ce ne înhămăm, să spun, să, ce o să facem, cum o să facem. Tu vorbești despre slujirea din zona. Slujirea, deci modul de start, de început a lucrării în Orăștie. Dar mulțumim Dumnezeu pentru că toate la vremea Lui le-au fost scoase înainte. Bun, acum că tot vorbim de Orăștie, voi v-ați mutat dintr-o zonă în altă zonă, da? Da. Oamenii mult diferiți? Foarte diferiți. În ce sens? Eu tot așa le spun la Orăștie că ei sunt mai nemți. Sunt oameni mai retrași, mai nu așa deschiși ca și la Hațeg și asta mie personal mi-a fost foarte greu ca să accept, dar m-am învățat. Și atunci iau lucrurile bune și de la oamenii de la Orăștie, pentru că sunt foarte multe și suntem binecuvântați prin ei. Și încerc să aduc și un pic de așa, deschidere de la Hațeg. Culoare, mai multă viață. Da. Da, da. Bun, că tot vorbim de unde veniți. Spune-mi câteva lucruri despre familia în care te-ai născut. Am născut într-o familie cu 4 copii, 2 băieți și 2 fete. O familie mixtă în care erau credincioși penticostali, baptiști, ortodoxi, cu drumuri separate fiecare, dar totuși ne-am înțeles bine și... Oarecum fiecare practicant în felul lui? Până ziua de astăzi. Până ziua de astăzi. Însă ne-am înțeles foarte bine și am încercat mereu să le amintesc că apropierea de Domnul nu are limite. Însă depărtarea de Domnul poate să aibă limite. Da, acum... Noi probabil tot mai mult ar trebui să învățăm ce înseamnă să trăim ca oameni, să ne respectăm ca oameni. Dumnezeu ne iubește pe toți și ne prețuiește pe toți, iar partea teologică și înțelegerea Bibliei, aia o discutăm la masa teologiei, dar în discuțiile mai aprinse poate sau mai calme pe teologie, n-ar trebui să uităm că suntem oameni și cum Dumnezeu respectă libertatea fiecăruia, respectăm și noi. Dacă... Bun, deci tu ai fost dintre băieți, care au fost mai mari, fetele, băieții? Am o soră mai mare, apoi am fost eu, am un frate și o soră mai mică. Băieții la mijloc. Da, băieții cam la mijloc, da. Între fete, e diversitatea bine, asta din familie m-a ajutat mult în lucrare, de a înțelege oamenii în zona în care am mers, fiind o diversitate, pentru că în Orăștie sunt nemți, sași, sunt maghiari, sunt români, sunt persoane de etnie romă.
cu diferențe mari de cultură între ei, de mentalitate, obiceiuri, nu mai spun, tradiții la ele acasă, cu zona... Bun, dar asta poate contribui și la frumusețe, clar. Diversitatea asta. Da. Am înțeles... Unitate în diversitate. Da. Da, lucrul ăsta pe noi ne-a format să înțelegem mult mai bine oamenii și să ne ajute să fim flexibili la schimbare și la mediu. O să o rog pe Gabi, pe Ela, să ne spună ceva despre familia în care s-a născut, dar o să revin la tine, dacă nu uit, îmi aduc aminte, cu întrebarea, crescând într-o diversitate de înțelegere și exprimare a credinței, cum de ales o anumită cale, că era și riscul să zici, păi dacă fiecare e cu drumul lui și voi între voi nu vă înțelegeți pe chestia asta, eu nu mai am nicio treabă cu credința și cu Dumnezeu. Da, vorbind despre familia mea, eu m-am născut într-o familie de credincioși, practicanți. Mai am un frate și în momentul în care noi am plecat la Orăștie și s-a născut băiatul nostru, părinții mei au avut așa o dorință aparte de a, de a ajuta un copil. Și din 2006 mai am un alt frate, nu este adoptat, dar este al nostru, un băiat luat în plasament, care acum este cu un cap mai mare decât noi și ne bucurăm de el. Dar apropo de chestia asta, v-au întrebat părinții și pe voi? Da. Și ce ați zis? O, categoric, da. Da, da. Eu țin minte, cred că m-ai spus asta undeva, în 70, când au fost inundațiile, au rămas copii orfani. Și țin minte că au venit părinții și ne-au spus, noi suntem patru băieți, și ne-au spus, uite, am fost informați de la primărie că din cauza inundațiilor au rămas copii orfani, și vor să întrebe dacă sunt familii care să iau un copil dintre cei care au rămas. Nu știm exact care a fost motivația, dar toți patru am spus fără nicio problemă, da, vă duceți și luați. Și a mai fost întrebarea, cel om băiat sau fată? Și normal că toți am spus băiat, adică avem cu cine juca fotbal, cu tare, venea o fată, ne strica toate planurile. În final nu, probabil au sistemul, a găsit o soluție și i-au rezolvat, dar... Mi-a rămas în minte odată faptul că părinții au venit și ne-au întrebat, s-au consultat cu noi și apoi încă o dată, nu știu de ce, că n-am fost înțeleși, tot a fost așa, toți am spus da, fără nicio problemă, adică de ce să nu ajuți un copil. Eu cred că dacă ar fi unii părinți aici, mai ales dacă au copil la o anumită vârstă, te-ar întreba cum te-ai înțeles cu fratele tău. Foarte bine. Da? Da. Între noi este o diferență de 6 ani, dar... De mici am avut o relație apropiată și acum, și cu familia lui, că acum este și el căsătorit, are și o fetiță și... Unii ar fi tare dezamăgit când ar auzi chestia asta. Ar zice că nu, înseamnă că e... La asta mama are un... Da? Da, niciodată unul nu a fost de vină. Dacă noi ne-am certat, amândoi am fost pedepsiți în egală măsură. Mm-hmm. Dacă ne-a cumpărat ceva, amândoi am primit în egală măsură. Și de deci voi ați primit în egală măsură peste tot. Da, da, și pedepse și... Să știi că asta e o chestie bună. Da. Adică nu mai stau să ascult că cine a început, da, că cine, da, a zis, că doar toți copiii. Da, nu mai contează, 50%, 40%, 90%. Și atunci ai interesul, ai ori să ascunzi, ați mai ascuns ceva? Să... Am ascuns, dar le-am mărturisit când mi-am dat seama că devin părinte. Da, 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 da. Mama oricum îmi aduce aminte de câte ori ceva nu place. Așa făceai și tu, stai liniștită. Da, da, da. Deci, nu știu, să le urez unor copii, să le dea Dumnezeu copii cum au fost ei, nu știu cum sună. Nu întotdeauna este o binecuvântare. Nu, da. Cum, da. Mie mi-a urat, știi? Deci unii fără să știe frământarea mea, eu mă uitam la versetul acela din Biblie, care eu cred că a fost spus ca o binecuvântare. Mă rog, doresc ca sănătatea ta să sporească cum sporește sufletul tău, știi? Da. Dar eu am avut frământare, am zis, bun, dacă la... i-ai urat cuiva chestia asta, jumătate am fi în cârje sau cât, știi? Dar mi-au urat și mie, frații, crezând de bine, știi că ei toți presupun că noi suntem super, da, spiritual, da, da, da. Și... No, nu știu, da, dacă de asta mă dor unele. Așa, hai să ne întoarcem la frământarea mea.
cum de-ai ales în diversitatea aia, tu totuși ți-ai ales drumul tău? Am făcut și un an de teologie ortodoxă și nu m-am regăsit în întâlnirea mea cu Dumnezeu. Învățam. Ai făcut în sensul Dumnezeu. De școală? Da. Unde? La seminarul Ioan Popasu din Caransebeș. Așa. Pe vremea ce. Mi-am dat seama că nu e ceea ce căutam. Eram un căutător de Dumnezeu. Întâlnisem doar legile lui, cuvintele lui, întâlnisem oamenii lui sau oameni care îl iubeau pe Dumnezeu, slujeau pe Dumnezeu, dar nu a avut loc întâlnirea mea personală cu Dumnezeu, în care să mă regăsesc, în care să intru acel deosebit legământ, să știu că îi aparțin, că e al meu și eu sunt al lui. Dar te rugai, citeai Biblia? Mă rugam Biblia, foarte da? Mult, da. Și citeam Biblia și se nășteau tot felul de întrebări la care nu găseam, nu primeam răspunsul. Câteodată care... te deranjează că-ți vin întrebări în minte. Deranjam și pe alții. Deranjam și profesorii. Lucru pentru care îmi spunea, pentru că tu vii dintr-o familie din asta mixă în care... Ești virusat. Da, exact. Ai o problemă. Am trecut chiar printr-o slujbă în care să aibă loc o curățire a mea de întrebări eretice sau păgubitoare vieții de credință. La asta nu m-am gândit în viața mea. Cred că și eu aș avea nevoie de o slujbă. Deci, ce gânduri îmi trec prin cap câteodată și întrebări din astea, pe mine chiar mă deranjează, dar ce să fac? Adică nu le inventez, știi? Partea bună că încerc să caut răspunsul în cuvântul lui Dumnezeu. De asta încerc să le spun mai ales celor tineri, nu fugi de întrebarea din minte, că n-ai cum să fugi, dar caută răspunsul în Scriptură. Exact. Cel acolo mai sigur loc. Da? De fapt, întrebările se nășteau din Scriptură, dar când căutam răspunsul, adică să îmi cuvințez răspunsul Scripturii pe care mi-o dă la întrebarea pe care mi se ridica în inimă, sfătuitorii, profesorii, învățătorii mei spuneau nu și îmi dădeau tot felul de răspunsuri pe care le dădeau alții și ei la rândul lor și de aici se năștea tulburarea sufletească, se năștea chiar și relațiile cu sfătuitorii, cu învățătorii. Ai putut accepta vreodată să vină cineva, nu contează cine, și să spună, indiferent cum citești în Biblie, interpretarea este asta? Da, categoric. Asta mi se întâmpla cel mai des. Mi-era teamă să n-ajung sau să mă înțeleg ca o persoană foarte nesupusă. O persoană care mereu caută altceva și nu se supune învățăturii sau adevărului pe care îl primeam. Dar știam că nu sunt răspunsurile potrivite. Și asta mă mâna, mă direcționa să caut mai mult, să citesc mai mult, să întreb mai mult, ca să aflu răspunsul care, la urma urmei, aveam nevoie de cuvântul ăla pe care spunea Hristos, cuvântul vă va face liberi. Și răspunde Dumnezeu rugăciunilor. A răspuns, slăvit să fie ea. Nu așa de repede cum ai vrut tu? Nu, nici nu am știut, am crezut că mi se termină drumul slujirii, pentru că am renunțat. M-am dus la altă școală și apoi am fost invitat. Bun, deci tu ai renunțat, dar ai rămas căutător după Dumnezeu. Am rămas căutător. Da, da. Tocmai de aceea, în căutarea mea, am fost invitat la o seară de evangelizare la una din biserici din țara Hațegului și într-o mare seară m-am trezit în genunchi cu ochii înlăcrimați că am întâlnit pe Hristos. Câți ani aveai? 16 ani. Fusesem la liceu, da, seminarul, da, da, erau, da, liceele, da, da, ortodoxe. În balcon era și cantorul bisericii pe vremea de atunci, era și cel care stătea la clopotniță din biserica tradițională din care făceam parte și am simțit că nu mai am emoții, că nu mai am nimic, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu te lipsește de orice aplanează asupra ta, ca și constrângere, ca și apăsare. Pur și simplu am primit o eliberare care nu putea să-mi o ia nimeni și atunci am înțeles că au avut loc întâlnirea adevărată cu Dumnezeu pe care o căutam de atâta vreme. Deci oarecum la tine după momentul convertirii, ideea slujirii n-a fost ceva nou, că tu ai avut gândul slujirii și asta, dar îți lipsea... S-a schimbat în formă și chiar am început nu cu predicarea sau cu slujirea de felul acesta, ci am învățat la un instrument ca să pot fi prins în slujirea din biserică, pentru că simțeam
ca puii care caută să intre sub clocă și nu toți au loc. Și mă băgam și eram împins, ba de unul, ba de altul. Și atunci am învățat un instrument la chitară și au început să-mi ia frații în misiune. Frate, avem nevoie de cântăreț. Vin eu cu chitara, când mai stângaci, nu-i problemă. Hai că oricum mergem la sate, acolo nu-și dau seama dacă falsez. Presupunem noi, dar... Am presupus doar, da. Lucrul ăsta m-a antrenat în slujirea, prin cântare, dar am început să am și mărturia mea. Și m-au provocat frații să spună, pentru că la însăși botezul meu a trebuit să aibă loc o mărturie. Cum am întâlnit cu Domnul și ce părere au vecinii, dacă au văzut o schimbare. A fost un examen destul de greu la care am crezut că o să pic. Și vă spun de ce, pentru că la un moment dat s-a ridicat un vecin în picioare, în biserică, și a spus: ce caută omul ăsta aici? A dat cu pietre după mine, a hulit pocăiții și acum se botează? De fapt, mărturia lui... Stai un pic, deci asta în ziua botezului? Da, pentru că era și presbiter în biserică. Și a început să plângă. Deci spus, cum, la voi, adică, stai că poate nu înțelegi, nu era ca pe vremuri la nuntă, dacă cineva are ceva de spus, să spună acum ori exact să tacă. Exact așa era. Exact așa era. Și a rămas șocat, dar nu-mi păsa, pentru că am zis: Doamne, dacă tot am spus totul, oricum spun totul. Da, am făcut și lucrul ăsta, am spus, și îmi pare rău. Da, l-ai nimerit când ai dat sau nu? Da. e bună treaba. Pentru adică... că presbiterul și vecinul a început să plângă și a spus: dacă el se află aici, ca să coboare în apa botezului, înseamnă că s-a întâlnit cu cineva care a schimbat viața. Și a fost mărturia lui pentru mine și motivarea mea. Atunci n-am înțeles-o așa, am zis: ce înseamnă să-ți faci vrăjmaș în viață? Te urmăresc până la botez. Și toată biserica atunci a fost mișcată, mi se loveau genunchii unul de altul, dar după ce am ieșit din apa botezului, am simțit o revărsare a Duhului Dumnezeu, am simțit o pace, o liniște, o bucurie, în care am spus că nu mai contează nimic din ce a fost până atunci. Și de atunci cred că Dumnezeu a avut ceva special și pentru lucrare. Da, acum noi nu, asta poate că trebuie să înțeleagă oricine. Ceea ce spunea Apostolul Pavel era un mare adevăr când el spunea înainte: unii eram religioși și el mai ales era un om foarte religios, și el spune: dar eram în perioada în care am făcut lucruri de care acum îmi este rușine, da? Așa le-am gândit atunci, așa a înțeles el în râvna lui și în căutarea lui după Dumnezeu. După asta și-a dat seama că mai mult era o râvnă pentru datini, pentru obiceiuri, pentru religia lui. Probabil că a fost și ajutat în direcția aceasta și susținut. Și noi nu putem, trecutul nu-l putem schimba, e bine că-l iartă Hristos și spunem: da, asta am fost atunci. Pe de altă parte, cine vrea să aibă ochii deschiși, chiar aici se vede transformarea, adică cine am fost și uite ce a făcut Hristos în viața mea. Asta și era ideea, că nu o slujire pe care, de forma pe care o fac acum, măcar că implică și cealaltă, însă în momentul când eu m-am întors la Domnul și am făcut legământul cu El, pacea pe care am primit-o în urma tulburărilor pe care am avut, mi-am dat seama că trebuie să o găsească toți prietenii mei din anturajul trecut. Aveam un prieten foarte bun care era și el la teologie și a plecat de acasă și am vândut lucrurile, a îmbolnăvit mama, s-a apucat de droguri și am zis: omul ăsta are nevoie și el de Dumnezeu cum am avut eu. În felul ăsta am înțeles slujirea. Apoi mai târziu... Să te duci să spui și altora. Exact, la toți prietenii acum, mei. Acum, dacă ți-aduci aminte, asta poate fi, dacă ți-aduci aminte când vorbeai cu alții, ce accentuai mai mult... răutatea lor sau bunătatea lui Dumnezeu vis-a-vis de tine? Bunătatea lui Dumnezeu vis-a-vis de noi. Asta încercam să spun, că totul se șterge cu buretele, că poate să existe lucrul ăsta chiar și din mintea oamenilor. Și spuneam de mărturia vecinului meu, care până atunci m-a acuzat, dar la sfârșit m-a îmbrățișat și m-a iubit, ca și cum nu s-a mai fi întâmplat niciodată. Era mai mare bucuria când ne ținem amândoi în brațe decât vrăjmășia pe care a fost extrem în trecut. Da, asta chiar este dovada că, nu mi-aduc aminte acum, discutând cu voi, eram în Ucraina la o conferință și era un coleg mai tânăr, l-am luat cu mine și nu cred că a trecut jumătate de zi și vine la mine, a spus: băi, Viorele, nu știu ce se întâmplă aici,
noi ne vedem prima dată în viață cu oameni, altă cultură, altă limbă, și parcă ne cunoaștem de o viață și vorbim și am spus, ce se întâmplă? Suntem din aceeași familie, suntem frați și surori în Hristos, asta este realitatea. Bănuiesc că la tine și fată și asta au fost lucrurile mai simple, nu așa de complicat. Da, da, da. Da, eu am crescut într-o familie de creștini, am mers de mică la biserică, am fost implicată în biserică, părinților mei le-a plăcut rugăciunea lui odată la balcon, deci așa l-am observat eu pe Gabi, cu cea, oare cine e băiatul ăla, că-i... Tata era prezbiter în biserică și la mine a fost așa o transformare de mic. Țin minte că prima mea întâlnire personală cu Dumnezeu a fost într-o tabără de copii organizată în Delta, adică eram undeva în clasa a 5-a, am fost familiară, dar asta m-a ajutat ca să mă pregătesc pentru ce mă așteaptă acum și pentru ce am acum, că mă întreabă frații, dar ție nu ți-e greu, cum o să fi? Zic, nu, că eu așa am crescut, părinții mei așa au fost și atunci... Deci acum voi sunteți tineri, dar totuși nu foarte, foarte, nu foarte tineri, tineri. Acum tineri vă sunt copii. Cât de mare este influența familiei asupra copiilor? Cum își pun amprenta părinții și viața de familie asupra copiilor? Foarte mult. Îți dai seama mai târziu că de stilul fapt, lor de viață și toată... Imaginea părinților e reflectată extraordinar de copii. Și conștientizez și realizez în anumite împrejurări, anumite întâmplări, că de fapt e chiar imaginea noastră transmisă prin ei la momentul respectiv. Cum te-a convins că... Am înțeles că s-a rugat frumos. Cum te-a convins să... Să-i asculți rugăciunile în fiecare zi. Probabil că a dormit-o Domnul. Eu așa zic. Păi aici am mai prins să spun de ce. Convingerea mea este, asta o spun de mult timp, din experiență personală, Domnul deschide ochii și Domnul închide ochii. Deci eu multe lucruri, dacă nu mă închidea Domnul ochii, nu le făceam. Da. Bănuiesc că... Și datorită faptului că încerc să le privesc cu responsabilitate, chiar dacă nu pare întotdeauna, și atunci încerc să-mi fac socotelele bine, îmi dau seama că nu și zic, dar nu mă fac de rușine, nu încep. Și atunci sunt ocazii în care Dumnezeu, care știe parcursul, îți închide ochii, îți dă așa o idee că o să fie simplu, o să fie bine, o chestie din asta mai copilărească, mai naivă, deși ai o anumită vârstă, după ce începi, ți se cam deschid ochii. Dar vezi că vine și harul lui Dumnezeu și continui. Deci da, la tine... Exact așa. În bun, dar în Biblie zice că Adam a dormit înainte de căsătorie. La, la noi fetele. Eu am adormit, da. Și în... când te-ai trezit? Când m-am trezit am fost în crunta realitate. Crunta da, realitate. În anii de liceu Dumnezeu mi-a deschis ochii, pentru că asta m-a apreciat prima dată la El, slujirea. Și faptul că el este așa foarte deschis, eu fiind mai timidă, mai retrasă, am apreciat la el lucrul ăsta, dar cu slujirea mea... mai timidă, da. Acum nu se vede, că predau și nu se mai vede. Sunt timidă, da. Dar aici mi-a deschis Dumnezeu ochii. L-am văzut implicat. Unde era nevoie, era acolo, ca și acum de altfel. În momentul în care am ales ca să venim la Orăștie, mi-a închis Dumnezeu ochii. Noi, ca și grup de tineri, eram implicați în biserică și veneam și la Orăștie. Dacă mi-ar fi spus cineva, biserica aia este biserica unde vei merge, cred că aș fi renunțat și la el. Și eu de multe ori le spun acum la frați că Dumnezeu mi-a închis ochii, dar de fapt am fost așa în latență ca să fiu binecuvântată acum. Atunci mi-a fost foarte greu pentru că nu era total diferit de ce aveam noi. Dar vezi, dintr-un punct de vedere e și normal, adică de ce să te pregătească Dumnezeu acum pentru ce va urma în 5 ani? Da. E suficient să vină, dar aici e chestia aia cu încrederea în Dumnezeu, știi? Da. Să te încrezi în Dumnezeu pentru fiecare zi, pentru fiecare... Da, de asta am și spus că noi am pornit prin credință. Sunt din Hațeg, nu este distanță mare, dar în momentul ăla, efectiv, eu nici nu am localizat, nici n-am conștientizat unde este Orăștia și care este Orăștia în momentul în care ne-am logodit și m-a dus la biserică. Ca să mă prezinte, mi-a căzut fața în prima fază, da. Că am realizat că eu cunosc biserica, da, deci din exterior. Alții li se luminează fața, la alții... Da, da. Da, pentru că cultura bisericii
Era diferită era față diferită, de cei din Hatzeg. Da. Prima dată am început slujirea la Hatzeg să mă ocup de bisericile misiune și biserica, cea din care plecase, să fie numărul 1 și trebuia reașezat, refăcut membralitatea. Și după aceea Dumnezeu mi-a zis trebuie să merge în alt loc, pentru că tot prezbiterul care intrase la botez peste mine. Păi, frate, l-ai așa lovit acum, trebuie să recunoști, l-ai nimerit și dacă nu-l nimereai, da, dacă l-ai și nimerit. Da, spuneam, băi, niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Vorbea din Biblie. Da, mă iubea foarte mult, foarte mult, era și vecinul meu și am slujit foarte mult împreună. Dar spunea lucrul acesta ca să înțeleg că e nevoie în locul unde n-ai vrea să mergi. De altfel m-am și rugat. Mai ales că mai frecventa biserica din Urăștie și ajutam lucrarea de acolo și am zis, Doamne, amândoi ne-am rugat. Ea nu vrea să predea în Călan și eu nu vreau să slujesc la Urăștie. Și am zis, Doamne, oriunde în țara asta și în Ucraina și în Republica Moldova, unde fusesem destul de des cu fratele Odniel Bunaciu de la București, cu studenții, zic, dar nu la Urăștie. Și cred că Dumnezeu îi place să fie ironic cu noi, ca să nu facem niciodată, să nu facem noi afirmații sau să-L punem pe Dumnezeu în anumite situații. Nu, eu zic că Dumnezeu îți dă mai mult decât îți dorești. Exact. Și, am ajuns și suntem binecuvântați. Am fost pastor de atunci la Urăștie, exact ce nu ne-am rugat să nu ne dea, și soția și profesoară la Călan. Deci prima ei debut a fost la Călan. Și ne-am minunat de faptul că nu trebuie să-i spui Dumnezeu ce trebuie să facă, ci trebuie să faci ceea ce spune Dumnezeu. Da, și continui să spun că noi am fost binecuvântați și cei 3 ani pe care i-am făcut la Călanul, când am predat acolo navetă, și n-a fost ușor, dar a fost o binecuvântare. Sunt niște oameni deosebiți. Eu cred că Dumnezeu tot încearcă să ne demonstreze că sursa este El, clar, nu depindem de... Și am fost așa fascinat să văd că nu contează unde ești, dacă Dumnezeu este cu tine în pustiu, poate să fie izvor de apă, deci toate le face. Da, noi am experimentat. Am experimentat. Primul an de slujire la Urăștie a fost fără plată. Deci trebuia să cer bani de la părinți pentru navetă, pentru mâncare, și mergeam înapoi la Hatzeg sau dormeam pe unde am pucam prin Urăștie, pe la unii frați care ne mai primeau, alții care ne puteau primi. A fost și mentalitatea oamenilor de acolo, totul în regulă, dar păstrăm distanța. Era un fel de pandemie. Nu, eu chiar am vrut și m-am abținut, dar nu pot, dacă tu mi-ai ridici la fireu, când ai zis de verset și asta, mă aduc aminte, nu știu, unele le țin minte, nu vreau, dar nu, asta este ceva acolo. Când s-a făcut odată o Biblie cu concordanța la sfârșit, a fost o greșeală, cred că la editură, și era soarta și n-au fost atenți și au omis cuvântul soacra. După soarta era soacra și atunci poate ți-aduce aminte cum era în concordanță. După ce spunea acolo sus, să zic, soarta, punea versete, mai jos punea versete, dar nu mai punea, era numai S-ul sau ceva, știi, că știai că e despre... Și cum nu a fost, venea după asta versetul. Încredințează-ți S în mâna Domnului, încrede-te în El, dar deja era cu soacra, știi, nu mai era cu soarta. Și, când ai zis de verset, mi-am adus aminte și am vrut să vă întreb, cum v-au ajutat sau v-au încurcat părinții în tot procesul ăsta, în slujire, în... Ai început, că de aici mi-au zis, da, ai început să răspunzi, că au fost la aproape început, de voi. Părinții n-au fost de acord. Am avut oarecare tensiuni. Păi dacă n-ai înțeles tu în prima fază, de ce să înțeleagă ei? Soacra, bun, da, pleacă fata. Pleacă fata. Aici a fost problema cea mai grea. Poate că nu era atâta, Doamne iartă-ne, sper că nu ne auziți sau ne iertați, poate că nu era mare problemă că plecai tu, dar pleacă fata. Exact. Și apoi nepoții. Și acum zice, dacă ai fi mai aproape, uite ce am făcut. Da, încă mai sunt așa subtilități. Dar ne-am obișnuit cu ele. Obișnuit, le-am tolerat și deja nu ne mai afectează. Ai tăi nu s-au prins, că mai circulă mașini, se pot trimite pachete. Da, nu-i ca și cum stă pe stradă cu ea. Nu, deci... dar ne-au ajutat foarte mult, ne-au susținut, ne-au ajutat și în stabilirea noastră acolo, pentru că ne-a ajutat tata ca să ridicăm o căsuță, să avem locul nostru, să nu mai fim cu bagajele și
ne-au sprijinit și acum și părinții mei și socrii, când au ocazia și ne pot ajuta și avem nevoie de ajutorul lor, ne sunt aproape. Dar dacă ar fi așa, să gândiți pur pământește, ce ați pierdut că ați plecat dintr-o zonă în alta? Nu am pierdut, că încă avem terenurile de la Hațeni. Dar pentru noi nu mai au nicio valoare. Au valoare părinții, au valoare cei dragi, rudenile. Am constatat că e suficient să ai ce mânca, ce îmbrăca și cred că avem mult, mult, mult mai mult. Da, și de la o vârstă. Da. Ceea ce ne bucurăm cel mai mult că Dumnezeu ne-a dat o familie la Orăștie. N-am crezut că din oameni din culturi diferite, foarte distanți la început, să-ți devină familia ta, în care să ajungi să mănânci împreună, să petreci împreună, să lucrezi împreună, să nu treacă o zi, să nu te suni. Pot spune că împreună cu frățietatea ne sunăm mai des decât cu părinții, măcar că și părinții au nevoie de noi și de telefoanele noastre și păstrăm legătura cu ei, dar până acolo au ajuns frățietatea, să devenim o familie. Și asta e lucrul care ne bucură cel mai mult. Și așa o să te întreb cum de-ai ales. Dar spune-ne acum, cum de te-ai dus înspre învățământ? Nu am vrut învățământ. La fel ca multe lucruri din viața mea pe care nu le-am vrut. Deci în viața voastră Domnul a împlinit multe rugăciuni pe care nu le-ați făcut. Da. Și sper că n-aveți rugăciuni care încă așteaptă răspuns. Da? Am început să zic, Doamne, facă-se voia ta. Da. E foarte important să spui, Doamne, facă-se voia ta. Asta a fost rugăciunea noastră de când ne-am început relația de prietenie în prima fază. Doamne, voia ta mai presus de toate, da. Și voia ta perfectă. Adică nu îngăduință. Da, dar știi că ăsta este secretul. Să pot spune, sigur, cu smerenie, nu cu mândrie, dar să pot spune, Dumnezeu îmi ascultă toate rugăciunile. I-am întrebat pe câțiva recenți, zic, vreți să vă spun cum poți ajunge în stadiu în care toate rugăciunile ți le asculte Dumnezeu? Da, zic, da. Zic, spui tot ce ai pe suflet și închei cu Doamne să se facă sfântă voia ta. Și când te întreabă cineva, îți ascultă Dumnezeu rugăciunile? Da, toate, da. Dacă ești înțeles în care, ultima parte. Adică s-a împlinit voia lui. Da. Eu inițial am vrut medicină. Am și dat la examen, dar mama mea tot timpul s-a rugat, simțea ea că medicina este prea, prea epuizantă și prea solicitantă. Dar de ce? Acum te întreb, nu trebuie să răspunzi. De ce ai fi vrut medicină? Pentru imagine, pentru bani sau dorința de a ajuta oameni? Nu, dorința de a ajuta oameni. Și pasiunea pentru biologie. Da. Nu. Dar în momentul în care m-am dus la București, pentru că acolo am studiat, am văzut și secția de la Facultatea de Biologie, secțiile care sunt, și mi-a atras atenția o secție pentru biologie în laborator. Și atunci am zis, ok, mă apuc, mă pregătesc și pentru, mai aveam ceva de studiat la genetică, dau și la biologie. Dădeam examen în perioada respectivă. Și te gândeai undeva înspre laborator? Înspre laborator. Până în momentul în care mi-am dat licența, dorința mea și visul meu era să vin să mă angajez într-un laborator. Ei, după ce am terminat cu examenul, ne-am zis, ok, am terminat, ce fac? Hai să încerc un an în învățământ până mă stabilesc. Noi ne-am căsătorit în timpul facultății mele, eu 2 ani de zile am făcut naveta în București. Eram oarecum așa, cu mai multe case. Da. Și am zis, ok, un an până mă stabilesc, până ne așezăm, căutăm un loc de muncă, să intru în învățământ. Am rămas și de atunci mi s-au deschis multe porți spre laborator, adică multe, mi s-au deschis porți spre laborator, dar m-am regăsit în învățământ. Înseamnă că ai avut experiențe frumoase de la început. Foarte frumoase. Că dacă dădeai de niște talibani sau nu Acum fie vorba între noi, mai sunt. Acum doar avem talibani. Bine, dar asta poate fi și frumusețe. Să gestionezi. Da. M-am regăsit investindu-mă în tineri, în copii, în tineri. Am foarte mulți tineri cu care stau de vorbă, nu contează, deci cred că și ora 1-2 noaptea se deschid, deci îmi povestesc. Deci profesorul poate să treacă dincolo de catedră? Categoric. Dacă nu trece dincolo de catedră, înseamnă că are doar o carieră și nu o viziune, nu o pasiune pentru ceea ce face. Eu să vă spun o chestie de la noi, foarte interesant, și o să încerc să o aplic la materie. Aveam în adunarea în care am crescut noi două surori, erau și surori de corp,
probabil 80 de ani le-am prins noi, că au trăit mult, nu prea auzeau și comentau că cei care se duc să slujească în față nu vorbesc suficient de tare să audă și ele. Ele erau așa foarte faine, active, dacă vorbim de recitat poezie pe rol, ele, surorile, că așa le spunea toată lumea surorile, ele la 80 de ani avea rolul ei fiecare, vecina pocăită, vecina nepocăită. Ce era interesant, că la vârsta aia erau lucide, dar în râvna lor câteodată mai intra cu jumătate de strofă la care altă, tu Maria noastră, vezi că ai intrat în rolul meu. Deci asta era live în biserică, era frumos pentru noi, pentru copii. Și ce era curios pentru noi, și auzeam și discuții, toată lumea care mergea în față nu vorbea suficient de tare ca să audă, dar avea un nepot, Gheorghița lor. Gheorghița lor era un om foarte așa, blajin, liniștit. Când mergea în față, abia că l-auzeai vorbind, mătușile îl auzeau. Și concluzia noastră a fost una singură, pentru că e al lor, e bine, se aude. Asta cred că se întâmplă cu profesorul. Dacă profesorul este strict catedră, cred că nu înțelegi materia. Nu se face auzit, clar, da, clar. În momentul în care e profesorul meu și altceva, se mai înțelege și biologia, chimia, matematica, da, devin un pic mai simplu. Da. Frumos, deci da, practic n-ai slujit doar ca profesor, ci ai fost aproape de ei. Da, asta este dorința mea și în momentul în care m-am transferat de la Călan, rugăciunea mea a fost să fiu acolo unde este locul meu din partea lui Dumnezeu. Și mă regăsesc între copii. Chiar am avut o experiență foarte interesantă acum vreo 2 ani, că am avut un accident la mână și nu puteam să o mișc. În prima zi m-am apucat să scriu la tablă și am ajuns acasă și mă gândeam, oare de ce mă doare mâna, că n-am lucrat nimic. Ei, eu nici nu măcar nu mi-am dat seama că am ridicat mâna și am scris la tablă, de entuziasmul care l-aveam că sunt din nou cu elevii. Frumos. Așa, lucrarea în zonă frumoasă? Da, ne bucurăm. Dumnezeu ne-a binecuvântat, au fost ani tare binecuvântați și spiritual. Aveți ocazia să mergeți și prin localități, prin sate cu, da, Evanghelia? Avem și câteva biserici la țară, în sate, în comune, în care ne implicăm. Și Orăștia și zona Orăștiei e o zonă destul de, să zic așa, neevanghelizată. Și când spun lucrul ăsta, mă refer că n-au fost oameni foarte mulți implicați spiritual pe zona noastră. Și atunci am luat-o la pas. De fapt, așa am început și cu Orăștia. Când ne-am dus prima dată, eram într-o căsuță micuță cu câțiva bătrânei care aveau niște obiceiuri. Unul din obiceiurile care nu mi-au plăcut au fost că la despărțire nu dădeau mâna unii cu alții. Era ceva lumesc. Și am stat la ușă cu soția și cu mine au dat mâna într-un final, din respect, dar cu soția n-a vrut să dea mâna. Mi se părea super, ceva, bine, ceva nefiresc. Te iubim. Da, spuneam că fiecare weekend plângeam. Da. Îi înțelegeai sau erai și în situația să o iei în mod personal? Personal nu cred că am luat-o, dar nu puteam ca să rezonez cu ei, să accept contextul. Eu venind dintr-o locație unde, da. Și atunci așa a îngăduit Dumnezeu că 2 ani de zile mă duceam la București, mă încărcam, acolo aveam niște întâlniri extraordinare cu studenții, la capelă, cu fratele Nelu Vătran, eram foarte implicată și mă încărcam spiritual, veneam la Orăștie, trăgeam o porție de plâns, iar și mă duceam la București, mai fugeam la Hațe. E bun și plânsul, da, la vremea. Da. Oricum, am făcut un fel de schimb de produse, în care poate am devenit un pic mai, eram foarte energic, foarte activ, mergeam pe străzi, mă rugam pentru străzi, pentru oameni, pentru scări de bloc, mergeam la instituții, la școli, făceam rugăciuni pentru profesori, pentru elevi, pentru primari, pentru... Ai fost de multe ori respins. De foarte multe ori. Da? Vă dau un exemplu, primarul mă respingea în mod frecvent. Spunea, lasă că te caut eu, dar nu cerea numărul de telefon. Asta mă durea cel mai tare. Și avea mama la noi în biserică. Da, și m-am rugat pentru el, am zis, Doamne, Tu poți să faci ceva în dreptul lui. Și l-am invitat deseori la biserică, n-a venit niciodată. Și am zis, Doamne, Tu știi
metodele tale, cum ai făcut cu mine și m-ai dus la orăștie, eu cred că poți să aduci și pe el măcar o dată la mine la biserică. Și data aceea a fost întoarcerea lui la Dumnezeu. Da, ce fain. Și este membru bisericii noastre, acum este la pensie și este și șoferul bisericii, el aduce bătrânii la biserică. Mi-am dat seama că nu există rugăciune fără răspuns. Și au început oamenii să se întoarcă, drept pentru care el a fost în Israel, orăștia în frății cu un oraș din Israel, și mai mulți consilieri l-au însoțit în frățirea asta, cu acel oraș. Parteneriatul care există. Da. Și toți s-au botezat la Ioan, cum este obiceiul, că cine ajunge în Israel trebuie să se boteze la Ioan. La Iordan. La Iordan. Da, da. Da, la Iordan. Ioan s-a dus un pic. Da, s-a dus și el. Și când a venit cu ei, m-a invitat și pe mine la o întâlnire a consilierilor și a spus, de azi înainte, ei sunt toți membrii tăi. Și unii au ieșit afară, s-au rușinat, să afle cu tare sau cu tare, să aibă probleme. Alții au mai venit din când în când la biserică. A fost o experiență frumoasă, că Dumnezeu a făcut ca prin asta să fiu cunoscut în oraș. Drept pentru care ei, toți consilierii, fiindcă noi ne adunam într-o casă, au hotărât, printr-o hotărâre de consiliu, să ne atribuie un teren gratuit în oraș. Ne-au atribuit într-o parte, acolo am avut probleme cu o biserică, una din biserici ortodoxe, cu un preot, un om deosebit, dar care a protestat în oraș. Era prea aproape sau ceva? Era cumva în zona lui parohială și că era singurul teren unde el putea să-și construiască biserică. Și noi, ca să fie pace, comunitate, am spus, vi-l dăruim gratuit. Nu consultasem greșelile tinereții, nu consultasem cu comitetul și problema dintre noi, între biserici, a mutat-o în comitet. La tine acasă, la mine acasă. Ca să fie mai ușor. Și am zis, Doamne, Tu m-ai adus, acum, chiar mă scoți. Chiar aveau motiv să nu mai dea mână cu tine. Da. Dar l-am luat pe unul din prezbiteri și am mers la preot acasă, spune că îi dăm gratuit terenul după ce făcusem parte de pus, făcuse în pusul proiectul. El are cale cu prezbiterii, pe unul pocnește cu pietrele, celălalt îl duce să zică că dăm gratuit și să zâmbească. Dar nu era de acord, da. Nu era de acord, el era cel mai împotrivă. L-am dat, când au văzut credincioșii din Consiliul Bisericesc, s-au ridicat împotriva preotului, că ce se întâmplă, de uite, părintele, pastorul a arătat dragoste, noi arătăm ură și răzvrătire. Și au făcut presiune asupra lui să meargă la primar să ne dea un alt loc. Și este locul actual din centrul orașului, dintre blocuri. Ce frumos! Că înainte n-am avut posibilitatea să alegem, ne-au dat ei unde au avut disponibil și de data aceasta am avut posibilitatea să alegem unde vrem noi, exact în mijlocul orașului. Între deci blocuri. Adevărat că ce seamănă omul cu lege? Exact. Și în domeniul. După, bineînțeles că Biserica Ortodoxă a făcut și o colectă specială pentru noi, pentru că am avut niște cheltuieli, deși noi am renunțat la ele, totuși au spus să arate și ei bunăvoință față de noi, cum am arătat și noi față de ei. Foarte. Și mi-au apucat, după aceea am avut din nou probleme cu Biserica Ortodoxă, pentru că locul pe care primisem noi prima dată era un loc destul de greu de construit, fusese un loc unde făceau cărbuni, 4 metri era numai cenușă. Și trebuia să foreze foarte adânc, să toarnă beton. Să ajungă... Da. Deci numai pentru o fundație micuță la biserică au cheltuit câteva miliarde ca să injecteze beton până la o adâncime suficient de mare, de adâncă. Exact banii care au investit ei în fundație, noi ne-am ridicat clădirea noastră între blocuri, care e de 4 ori mai mare decât a lor. Wow! Da. Deci Dumnezeu ne-a binecuvântat, a fost cumva providențial cu noi și le știa pe toate dinainte. Frumos, da, e încă o dovadă că în ciuda unor diferențe teologice, omenește se poate lucra da, bine și da. Poate fi o mărturie. Da, a rămas prieten și foarte frumoasă și colaborăm și ne înțelegem bine. Am avut momente în care ne-am rugat împreună pentru orașul nostru, pentru binele cetății, pentru pace, pentru mântuirea oamenilor la modul cel mai... Da, biblic. Și cred că asta ar fi oarecum normalitatea, pentru că în vremuri de pace, înțelegere, nu fățărnicie. Da, deci nu putem să renunțăm la valori, dar putem să ne exprimăm convingerile, chiar convingerile teologice, cu bun simț, cu înțelepciune și Dumnezeu schimbă gândirea omului, viața lui și toate. Și în comunitate, zic eu, e aproape la fel ca și unui
în viața unui cuplu cu soacră. Adică dacă nu ești de acord, conviețuiești, trebuie să mergi înainte, la fel este și în comunitate. Bun, acum eu pot să-ți dau, având în vedere că ai o soacră bună, pot să-ți dau un sfat biblic. Știi ce spune în cartea Rut? Să nu te întorci cu mâinile goale la soacră ta. Niciodată. Și nici soacra nu-l așteaptă cu mâinile bună, goale. Bun, eu atât am zis că după asta soacra zice, hai să-ți fac și eu i-am bine. I-am propus de multe ori să o luăm la noi acasă de tot, dar încă nu a acceptat oferta. Da, e bine, toate la vremea lui. Dacă s-ar ruga oamenii pentru voi, ce ați vrea să se roage? Pentru voi ca familie, voi, biserică, zona respectivă? Dorința mea pentru mine personal și poate tu spui ca familie, eu am avut așa o râvnă foarte puternică la început. Acum, spre, nu chiar spre sfârșitul lucrării, că probabil că mai avem cât mai îngăduie Dumnezeu, am mai multă înțelepciune, dar nu mai am râvna de la început. Și poate reușesc să ajung la etapa în care să le am pe amândouă. Ai vrea o viteză în plus? Aș vrea o viteză în plus. Am înțeles. Mi se pare că automat când mergi într-o anumită lucrare, într-o anumită slujire, depinzi de oamenii pe care ai. Fie lucrezi singur, pentru că mereu ai frâne și ai mai multe frâne decât putere de motor, fie dacă ai numai motor și nu ai frâne, într-adevăr te poți duce sau direcție. Sau direcție, nu mai ai spun. Ai motor și categorie. Direcția, consider că direcția mea e Domnul, prin cuvânt, prin scripturi. Frâna sunt oamenii cu care lucrez și tu trebuie să fii motorul. Într-o vorbă mai așa mai de politică, cum se spune, o locomotivă. Dar bun, am nevoie toate de au rolul lor dacă sunt categorii folosite înțelept. Da, da. Cred că de asta am nevoie, să reactivez râvna aia de la început. Nu că n-am pierdut-o, mai am, dar să fie pusă în practică. Deci, Ela, tu n-ai visat vreodată că el se mai liniștește, se gândește mai mult la familie, da, nu da. Și auzi, și Domnul mi-a ascultat rugăciunea, și dar acum pandemia. Și acum el ai văzut ce se roagă. Dacă adevărul mai este că și eu mă rog pentru el același lucru, pentru că v-am spus, mi-a acum deschis Domnul. Acum te-ai obișnuit da, și tu, da. Și mi-a deschis Domnul ochii văzându-l pe el slujind. Îl văd că mai are așa anumite dureri în slujirea lui, ca orice slujitor. Și atunci și eu mă rog același lucru pentru el. Dar eu aș mai adăuga înțelepciune în alegeri, călăuzirea Domnului și dorința noastră și rugăciunea noastră ca familie este întâlnirea personală a copiilor cu Dumnezeu. Acum da. Sunt la vârsta când ei știu, cunosc, dar ne dorim pentru ei întâlnirea aia personală care să le am avut-o și noi. Da, ce, da. Le spune, ce le spun eu părinților? Că toți suntem îngrijorați da. Și toți ajungem la concluzia că cei dinaintea noastră au avut dreptate, copii mici, probleme mici, copii mai mari, frământări da. Mai mari, dar până la urmă convingerea mea este Dumnezeul care a avut milă de noi va avea milă și de copiii noștri da. Și bunătatea lui da. Rămâne aceeași. Da, exact, asta a fost așa o experiență de săptămâna trecută, m-am trezit foarte frământată, dat fiind faptul că băiatul are și examene anul acesta. Și cu privire la întâlnirea personală cu Dumnezeu și am citit un verset care spune că ceea ce i-am încredințat lui Dumnezeu el va duce. El da, va și duce, până în ziua da. Aceea și noi încredințăm lui Dumnezeu. Da. Încă o dată ajung în situația aceea mai puțin plăcută, cel puțin pentru noi, nu știu cum este pentru voi, să încercăm să punem capăt unei emisiuni frumoase în care mulțumim lui Dumnezeu că depănând amintiri, lucruri practice din viață împreună, ne dăm seama că Biblia chiar are dreptate, Dumnezeu se ține de cuvânt în fiecare împrejurare, este aproape și când credem noi că este departe, îi pasă chiar atunci când și noi probabil ca ucenici ne-ar veni să strigăm, Doamne, nu-ți pasă, și lui îi pasă de noi. Și ne place sau nu, în final ne place, nu ne place uneori la început. Constatăm mereu că El a avut dreptate, că El chiar ne iubește și se gândește nu doar la veșnicia cu lumea noastră, ce sunt realități și noi așteptăm ziua aceea, dar El se îngrijește de vremelnicia noastră și până la urmă
când el a spus că și firul de păr din cap nu cade fără voia lui, a vorbit-o la modul cel mai serios, cum a făcut-o întotdeauna. Eu sunt convins că nu doar pentru invitații noștri sunt experiențele acestea, ci și pentru voi. Și chiar m-aș bucura unii dintre voi să ne dați un telefon, să ne scrieți un mesaj și să spuneți: am vrea să spunem și noi mărturia umblării noastre cu Dumnezeu, pentru că astfel de mărturii sincere din viața reală îi pot ajuta și pe alții. Poate unii să se gândească la începutul unei relații cu Dumnezeu și să spună: aș vrea și eu experiența aceea a întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, a iertării, eliberării, să scap de povara aceea de remușcări, de păcate. Alții poate suntem în situația în care am spune, cum a spus Gabi, aș vrea o viteză în plus, adică și dacă n-am avut-o, o vreau, iar dacă am avut-o, aș vrea o viteză în plus. Vrem și înțelepciunea care vine de sus. Ei bine, toate acestea unde le găsim? Într-o relație cu Domnul Iisus Hristos. Și mă gândesc la apostolul care spune să nu o luăm înaintea lui Hristos, dar să nu rămânem nici în urmă, pas cu pas în voia lui, în drumul frumos spre veșnicie, dar pe acea singură cale care a deschis-o el și ne-a trasat-o el. Până la următoarea emisiune, cum vă spun, rămâneți binecuvântați și rugați-L pe Dumnezeu să vă facă o binecuvântare pentru alții. Cred că este o rugăciune pe care Domnul o va asculta cu multă bucurie. Mulțumesc frumos încă o dată că ați venit. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. La fel.